carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Magor Cibi, Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult, din nou în studioul Europa FM, pentru că este o zi de luni și avem nevoie de informații, cât mai multe informații despre cum lucrăm într-un mod cât se poate de eficient. Salut, Magor, bine ai revenit! Bine te-am găsit! Astăzi despre burnout și te-aș ruga să încep să ne explica ce înseamnă burnout-ul ăsta. Nu este o boală, cum crede foarte multă lume, este un fenomen ocupațional, așa este definit de Organizația Mondială a Sănătății. Fenomen ocupațional care vine în urma unei cronicizări al stresului pe care nu reușim să gestionăm într-un mod corespunzător la locul de muncă. Nu este o boală, dar te face să te simți ca și cum ai fi bolnav de foarte multe ori, înțeleg. Sunt niște lucruri, adică sunt niște transformări. În primul rând ne simțim epuizați. Uh-huh. Dar epuizarea în sine încă nu este indicatorul sau nu indică că suntem în burnout. Suntem epuizați fizic, cognitiv, mental. În același timp simțim că devenim cinici, adică începem să ne distanțăm de tot ce se întâmplă în jurul nostru, începem să fim ironici, începem să critizăm. Bârfa, de exemplu, poate să fie un indicator foarte bun într-un mediu în care burnout-ul s-a instalat. Iau, și nu în interesant. Ultimul rând, există o ineficiență personală destul de puternică. Adică asta înseamnă, nu contează că stai mai mult la birou în intenția ta de a compensa cumva, degeaba stai 10 ore, tot nu faci cât făceai în 8 ore. Toate aceste lucruri împreună indică destul de bine că există burnout, iar în general oamenii știu, deși poate că n-au auzit de acest fenomen, poate că știu că nu sunt motivați, poate știu că se simt foarte în lipsă de energie, se simt epuizați, se simt cinici, adică cum fac tot felul de remarci pe care n-ar vrea să le facă în mod normal, dar abia acum aud cumva definiția și spun, stai puțin, s-ar putea să am burnout. Ce putem face ca să nu ajungem la burnout și ce putem face dacă am ajuns la burnout? Ce e de făcut? Cum spuneam, nefiind vorba de o boală, e mai degrabă un simptom. Ceea ce ne arată burnout-ul este că ceva nu gestionăm bine în cariera noastră sau în viața noastră. S-ar putea ca la un moment dat să punem un accent mult prea exagerat pe muncă. Adică să stăm în mod prelungit o perioadă lungă, foarte multe ore la birou și să ignorăm alte aspecte ale vieții noastre, iar acest lucru la un moment dat s-ar putea să ne afecteze. S-ar putea că simțim că nu avem sens. Ceea ce facem noi în fiecare zi, efectiv, nu duce nicăieri și la un moment dat să nu mai putem să ne motivăm. Sunt foarte multe lucruri care ar putea să genereze burnout, însă cel mai important de înțeles este că nu burnout-ul în sine trebuie tratat, ci trebuie tratate acele dezechilibre în viața noastră care generează burnout-ul. Poți scăpa de burnout fără să pleci neapărat într-o vacanță sau într-un concediu? Adică te poți regla chiar ducându-te în fiecare zi în continuare la job? Cu siguranță, dacă echilibrul sau dezechilibrul este din cauza faptului că nu avem destul de multă odihnă, că suntem epuizați, epuizarea nu dispare făcând exact aceleași lucruri pe care le facem în mod normal. Și dacă e să ne uităm, probabil, de ce vorbim despre acest subiect? Pentru că la nivel global, eu nu am văzut în ultima vreme o măsurătoare care să fie sub 50% când măsoară burnout-ul în organizații. Când vorbesc în fiecare zi cu organizații, îmi spun că una dintre problemele lor destul de mare este burnout-ul, ineficiența oamenilor. Și ca să nu mă refer la nivelul global, ci la România, în România, unde lucrăm, a făcut un sondaj, unde 74% dintre români au spus că în ultimii 5 ani au trecut cel puțin printr-un episod de burnout. 54% dintre români au spus că au trecut în ultimii 5 ani din minim 2 episoade de burnout. Ceea ce ne indică foarte puternic că suntem extrem de afectați, sunt foarte, foarte mulți oameni care au intrat în burnout, câteodată au și ieșit singuri, fără să-și dea seama despre ce vorbim. Și dacă la nivel individual este destul de greu, pentru că seamănă foarte mult cu o depresie, este foarte greu să ne remobilizăm, este foarte greu să găsim indiciile. La nivel organizațional, iarăși, este nevoie cumva să existe o conștientizare, să discutăm și să generăm niște mecanisme de suport pentru acei oameni care intră, pentru că altfel cu toții vom fi mult mai ineficienți și la finalul zilei, până la urmă când tragem o linie, o să observăm că toată lumea pierde. Toată lumea pierde pentru că stai la birou 8 ore sau chiar mai mult de 8 ore și nu ești eficient. Și din păcate avem și o cultură a perfecționismului unde niciodată nimic nu este de ajuns. Și în felul ăsta, acest perfecționism poate să alimenteze extrem de puternic cultura burnout-ului, unde premiem oamenii care stau mult la birou, cum vorbeam și în prima emisiune, nu neapărat oamenii care sunt performanți. Trebuie să fim atenți și la partea structurală, dar și la partea de comportamentală în organizațiile noastre și trebuie până la urmă să sprijinim
oprim oamenii care încep să intre în burnout, pentru că cu cât punem mai multă presiune pe ei, cu cât burnout-ul se agravează, iar calea de ieșire va fi din ce în ce mai grea. Magor, îți mulțumesc foarte mult și pentru întâlnirea de astăzi și pentru sfaturile pe care ni le-ai oferit la cum muncim. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!